Deci ăsta e firul. Deci ăsta este firul prima oară și prima oară ăsta este primul fir care duce la un prim dipol. Deci uite, îl vezi? Urcă, 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 urcă. Urcă și ia uite-l dipolul. Ia uite-l. Ia uite-l. Firul 2, fir alb. Mergi cu el iată. Așa, sus. Cel de-al doilea dipol. Acum firul negru ăsta, al treilea fir. Mergem cu el, merge. Așa. A, uite-l. A, uite-l. Așa, stai așa, ca să arăt. Ia. A, uite-o. A, uite-o. Ground System LTD, ia uite aici ce am. A, uite-o. Aute directiva care a prins radio Iașu și Turcia, auto. Au ce mișto miroase. Hai să vedem mai de aproape, ca să nu ne cadă 5 dinți. Ia. Auto. Protecție ca să nu facă figuri la umezeală. Uite, uite aici bucla originală. Uite marfa, la. Așa. Ia uite cum arată pilonul, zici că parcă zrus, frate. Deci că parcă ia de la Ostachino 70.000 de antene pe același catarg. Stai așa, am mai să facem o priveliște, să vadă din față toate antenele, ia. Începem, prima e antena de emisie, nu mă interesează. A doua e antena, aia înaltă la antenii, a treia e dipolul care l-am eu, mai mic. A patra antena de aici este directiva, da? Și toate, dacă le cuprind, nu merg să le cuprind pe toate. De jos. De jos, da. De aici nu. Din partea asta. Din partea asta nu se vede bine. Vede din colț. Din colț, ia asta. Mă duc și așa. Nu le pot cuprinde, mă, din stradă, da. De aici nu pot să le cuprind. Ia. Așa. Nu merge. Deci ia de pe colțul casei și tonul. E prea mică distanță. Așa, da, uite, le cuprind. Emisia cu recepțiile alea două le cuprind. Cuprind și recepția. Așa. Așa. Bun. Ia uite, se vede și unirii. Aha, super mișto. Ia, hai să vedem. Să vedem cum se vede spre Oltenița. Ia, hai să vedem. Deci prinde o stil FM. Fii atent aici. Ia uite. Stai, deci uite-te pe lângă peretele la clădirea, dacă mă duc așa. Ia, fii atent aici. Fii atent să-ți arăt un releu. Coaie, fii atent aici. Releu de releu, mâncați așa. Stai așa, ia-te acum. Ia uite-l. Zzzm. Ia uite-l, nene. Îl vezi? Ia uite-l. Astea sunt antenele mele. Fii atent dipolul ăla mic. Dipolii mici. Ia. Stai așa, hai să mai încercăm să facem o cuprindere. Ia. Hai să vedem și Coteața Poporului. Să arătăm la lume Coteața Poporului văzut de aici. Ia uite-o. Hai da, hai da. Coteața Poporului, încă se vede. Ia mă, gorilez. De aici se vede perfect. Ia. Uite. Uite, circul ăla de antenă. Uleu, vai stau aici. Mișto, uite, macarale se construiesc blocuri pe spun chiar tireu. Uite. Uite. Aha, luna îmbăț. Așa. Asta este o antenă care o ținut de rezervă ca să jumulez țevi de pe ea. Ia stai așa. Dai, uite aici, mai am și rezerve de la antena de emisie, uite țevile la rezerve. Niște fire de rezerve, am ceva pe casă, da. Am și un pilon mai încolo, uite-l. Hai cu ce? Un pilon lung, mai am aici alt pilon, uite-l. Alt pilon, uite-l așa. Așa, ne suim sus, uite, hai să cuprindem toată antena, să vedem. Ia. Da. Cuprindem toate antenele, ia stai așa. Ia uite. Ia uite-le, frate. Gata. La minim. La minim. Uite și tu, catar de 6 metri jumate, cum se vede de jos. Da. Super mișto. Hai să facem și din poziția asta. Să vad așa. Super ca lumea, ha?
antena de emisie, cum se vede, uite orientarea păruse la aia de sus, de sub antena de emisie, primul dipol. Uite, primul dipol ăsta de sus. Uite, ăsta e păruse. Ăsta l-am întâi cu silistra și el de jos e cu silistra. Uite, ca să te convingi, distanța care este la antena de recepție. Uite-te și tu. E de 2 metri, 3 metri. Cam așa. 3 metri, cam așa vine. Cam vreo 3 metri. Uite. Super tare antena asta. Asta e, dar uite-te de jos cum se vede. De jos în sus, așa. Ia, fii atent, exact nord-sud. Deci în momentul ăsta eu sunt exact pe nord-sud. Deci antena de nord-est. Antena de nord-est este prima. Antena care vine pe sud-est e a doua. Antena care este... Ia stai. Stai, acum ai pus pe nord. Așa, antena de Silistra. Deci ia să... Nu antena, antena directivă. Deci dacă mă duc încolo, ia hai să măresc, să vedem cum este. Exact așa o poziționez. Da, exact toată deschiderea când este în periferia Bucureștiului. Uite, am și două obstacole în față, uite-le că se și văd. Și da, deci peste Tineretul în partea aia, deci de-aia prind bine de tot că văd peste Tineretul, vedeți. Da, ia uite ce mișto se vede, de jos îmi place mie cum se vedeau. Aute, protecția la antena de emisie antitrăznete. Ia uite, antena aia la antena stau roșu-alb, așa. Antena monitorizată, domnule, uite, să știe lumea, uite. Roșu-alb, ia roșu-alb. Deci chereleu. Să știe lumea că... Da, superb. Uite, uite aici, niște sincronizare pentru dipoli ăștia mici, țâncile astea mici, uite-le aici. Dipol de 700 de MHz. Super, a? Mișto filmul, ha? Hai, ne mai întâlnim și data viitoare la alte filme.